În singur gând, aș vrea să adaug, scurt, închisoarea este ultimul loc de unde ne-am putea aștepta să trăim în delul la bucurie. Și tocmai de acolo, Apostolul Pavel ne îndeamnă la bucurie pe Filipeni și, prin cuvântul lui Dumnezeu, și pe noi, cei de astăzi. Scrisoarea Apostolului Pavel către Filipeni mi-a adus aminte de experiența pe care mă duce cu gândul la experiența pe care am trăit-o chiar astăzi cu fratele meu. Am mers la închisoarea Rahova să ne știm cuvântul lui Dumnezeu. Întâmplarea a făcut să ne suprapunem cu un alt frate și așa, prin harul lui Dumnezeu, am cedat și l-am lăsat pe dânsul să vestească Evanghelia. Iar noi, în loc să ne supărăm, cum ar fi, am fi fost tentați, așa, în timp firesc, ne-am bucurat că totuși Evanghelia a putut fi vestită și astăzi în penitenciarul Rahova. Trebuie să fim pregătiți să întâmpinăm și astfel de întorsături neașteptate și să ne bucurăm întotdeauna, așa cum ne îndeamnă Apostolul Pavel, chiar în această epistolă. Bucurați-vă și bucurați-vă întotdeauna. Domnul să ne ajute pe toți.